ieșit de petrolul. A fost un... Când am ieșit în vacanță, înainte de vacanță, am bat, cum a zis, înainte de meci cu Steaua, am bătut palma cu capra și am zis că rămân la petrol, că face prelungire. Dar, înainte de meci cu Steaua, a fost acordat că eu și capra trebuie să se duc la conferință de presă, să zic Guilherme și petrol a bătut palma. Și înainte de antrenament, capra a sunat la Mari Nicolae și a zis că nu poate să se duce la conferință de presă, că are o problemă în București. Și am zis, cine merge cu mine? Și nimeni a venit cu mine, doar Vlad Lucescu. Și am zis la conferință pentru toți că eu rămân la petrol și a dat cuvântul meu că am bătut palma cu petrol.